Copiii au fost încurajați să consume produse autohtone. Ei au aflat că alimentația ne influențează în mod direct calitatea vieții, iar alegerile în acest sens trebuie să fie responsabile, făcute atât față de mediu, cât și față de noi. Fructele și legumele, de astea știu toată lumea și sunt foarte importante pentru noi, pentru că ne curăță, nu știu, prin nimic și ne fac să ne simțim mai bine, ne ajută să gândim mai bine. Dacă nu ne respectăm alimentația, nu ne respectăm pe noi. Adică ne facem rău singuri dacă nu o respectăm. Ce consum în fiecare zi? Miere, fructe, fructe chiar consum în fiecare zi. Mierea odată la două zile este foarte sănătoasă, mă ajută, este și gustoasă. Acțiunea intitulată Mănâncă Responsabil le-a prezentat participanților piramida alimentelor cu ajutorul căreia echilibrul alimentar se construiește zilnic, oferindu-i organismului toate substanțele de care acesta are nevoie în proporții corecte. Se știe că fructele și legumele care sunt aduse de la mii de kilometri depărtare sunt tratate cu bifenol antimucegai pentru a rezista unei călătorii foarte, foarte lungi. De asemenea, am văzut, mergând pe lângă raioanele de legume și fructe, că totul arată ca în poveste. Merele au o culoare ca de ceară, însă, dacă tăiem un măr, vedem că el este de fapt puțin trecut. Participanții la acțiune au fost încurajați să consume hrană mai puțin procesată, mai multă mâncare pregătită acasă, să reducă resturile alimentare și să valorifice deșeurile menajere. De la eveniment nu au lipsit colindătorii.